veniți la cea de-a 12-a ediție a Primăverii Românești la Bruxelles. Dames en heren, nogmaals iedereen van harte welkom op de 12e editie van de Roemeense Lente in Brussel. Iată acum un moment important, este cel de-al 3-lea an când acordăm premiile Radio TV Artis. Cum bine știți, Casa de Cultură Belgo-Română are un post de radio online pe care îl găsiți în fiecare miercuri și vineri de la ora 17 la ora 19 pe www.radioartist.be. Deviza acestui radio este Radio Artis la Bruxelles, mai aproape de noi, mai aproape de România, mai aproape de noi, mai aproape de Europa. En het is al het derde jaar dat wij een prijsuitreiking hebben voor de mensen die meehelpen als vrijwilliger bij Radio TV Artis. Dat is het nieuwe initiatief van live radio-uitzendingen elke woensdag en vrijdag bij Artis. S'avonds onder het motto Maya Proper de Noi, Maya Proper de Romania. In acest an am decis să acordăm premii celor care susțin activitatea Radio Artis, dar și a Casei de Cultură Belgo-Române. Invităm pe scenă, pe excelența sa, domnul Bănescu, ambasadorul României ad interim la Bruxelles. Vă rugăm să-l aplaudați. Ascultă Radio Artis. Pe domnul Victor Negrescu, europarlamentar, ținut realizarea acestui eveniment extraordinar, pe domnul Adrian Țuțuianu, senator de Dâmbovița, domnul Adrian Nicolae, deputat de Prahova. Ascultă Radio Artis. Iar astăzi am decis să acordăm diplome și premii pentru susținerea Radio TV Artis, în primul rând domnului Victor Negrescu. Ascultă Radio Artis. Pentru activitatea pe care o susține în favoarea diasporei române și a evenimentelor culturale pentru comunitatea românească de aici, din Belgia. Premiul pentru susținerea și promovarea Radio TV Artis, doamnei Cristina Lorenz, director TVRI, partener oficial al Radio TV Artis, dar și echipei TVR Internațional, care este astăzi alături de noi. O invităm pe doamna Raluca Anzer să ridice diploma. Mulțumesc, Raluca! Ascultă de fapt, Radio doamna Artis. Și pentru echipa TVRI. Tot pentru susținerea și promovarea Radio TV Artis, domnului Alex Giboi, directorul Ager Press, partener oficial Radio TV Artis. Ascultă Radio Artis. Domnul Daniele Napodano, premiul pentru susținerea și promovarea Radio TV Artis și sprijinul pe care vi-l acordă în dezvoltarea din punct de vedere tehnic al postului nostru de radio. Mușcel TV, premiul pentru susținerea și promovarea Radio TV Artis, partener oficial al postului nostru de radio online. De asemenea, domnul Reduan Iachiași, premiul pentru susținerea și promovarea Radio TV Artis. Domnul Cătălin Maximiu. Ascultă Radio premiul Artis. Pentru susținerea și promovarea Radio TV Artis, a relațiilor cu artist, ca și jurnalist la Radio România Internațional, al emisiunii Zile d-alea, d-ale noastre. Și a emisiunilor pentru străinătate în cele 10 limbi pe care încă le avem la Radio România Internațională. În limba română și celelalte 10 limbi. Tot pe tine am să te rog, Cătălin,
să preiei diploma doamnei Maria Denise Teodoru, care a pus bazele radioului român în Belgia și îi mulțumim pentru aceasta. Maria Denise Teodoru, jurnalistă la Radio România Actualități. De asemenea, una dintre jurnalistele noastre cele mai active, domnișoara Elena Lupu, care prezintă știrile Radio TV Artis, doamna Fănița Miculescu-Tomeci, primește o diplomă astăzi pentru susținerea activității și a emisiunii Muzica Europei. Fănița? Doamna Monica Dimitriu, pentru excelentă activitate jurnalistică din cadrul Radio TV Artis. Ascultă Radio Artis. Doamna Cristina Manea, pentru excelentă activitate jurnalistică de 3 ani din cadrul Radio TV Artis. Ascultă Radio Artis. Doamna Clara Bilanin, pentru excelentă activitate jurnalistică din cadrul Radio Artis, cu emisiunea De la om la om. Ascultă Radio Artis. Prezentatoarei noastre cu leacuri pentru limbă, Mihaela Lazăr. Ascultă Radio Artis. Din cadrul Radio TV Artis. Mai acordăm o diplomă unei persoane care lucrează în mod activ pentru Radio TV Artis, dar din România. Este vorba despre Doris Uglar, pentru excelentă activitate jurnalistică de mai bine de 3 ani din cadrul Radio TV Artis. Doamnei Eliza Ștefan, pentru excelentă activitate jurnalistică din cadrul Radio TV Artis. De asemenea, Andrei Jitea, care a fost aici pe podium cu noi. Diplomă pentru susținerea Radio TV Artis. Ascultă Radio Artis. Doamna Liliana Oncioiu, pentru promovarea culturii și tradițiilor românești în cadrul festivalului Primăvara Românească la Bruxelles. Ascultă Radio Artis. Doamnei Maria Dan Păucean, pentru promovarea culturii și tradițiilor românești în cadrul festivalului Primăvara Românească la Bruxelles. Ascultă Radio Artis. Doamnei Mariana Stănescu, pentru promovarea culturii și tradițiilor românești în cadrul festivalului Primăvara Românească la Bruxelles, jurnalistă la Antena Satelor. Ascultă Radio Artis. De asemenea, mai avem pe domnul Cristin Tomeci, o să-i mânăm diploma, și doamnei Doina Mușaț, de asemenea, diplomă pentru promovarea culturii și tradițiilor românești în cadrul festivalului Primăvara Românească la Bruxelles. Ne face cu mâna de acolo, o să-i ducem noi diploma. Mulțumim în orice caz tuturor persoanelor prezente aici și aș dori să dau microfonul domnului europarlamentar Victor Negrescu. În primul rând vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezența numeroasă la Primăvara Românească din acest an. Se felicită Casa Belgo-Română Artis pentru organizarea acestui frumos festival aflat deja la 12 ediție.
Eu nu fac decât să o sprijin de 3 ani și sper să pot să sprijin în continuare. Este un eveniment extrem de frumos, extrem de plăcut, care reunește comunitatea românească de aici din Belgia. Și o fac pentru că eu sunt din comunitatea românească din Belgia, am copiat aici în această țară, alături de mulți dintre dumneavoastră și de aceea mă bucur să pot să sprijin acțiunile pe care voi le faceți. O să o fac în continuare. Anul acesta avem mai multe județe reprezentate, dar în mod special județul Dâmovița și județul Prahova. Le mulțumesc celor care ne-au sprijinit. Mă refer aici la Consiliul Județene și în mod special cei doi domni care sunt aici de față, domnul Adrian Țuțuianu și domnul Andrei Nicolae, care au depus un efort deosebit, tocmai pentru ca România să fie reprezentată așa cum trebuie. Vă mulțumesc încă o dată și felicit Artis pentru munca deosebită pe care o fac și Carmen și Liviu pentru efortul și implicarea deosebită. Cred că merită aplauzele dumneavoastră, eu cel puțin le ofer. Am să rog să spună câteva cuvinte și pe domnul excelența sa, domnul Bănescu, Dragoș Bănescu. Bună ziua! Mă bucur să văd că este atât de multă lume, cam fiecare an de altfel. Eu am văzut doar ultimele trei ediții ale festivalului și înțeleg că e deja de tradiție, deja al 12-lea an când organizați. Aș dori să felicit Artis pentru efortul nu doar susținut, dar și constant de a organiza activități de informare, dar mai ales festivaluri culturale și de susținerea tradițiilor românești pentru comunitatea românească din Belgia. Aș dori să salut și prezența domnului europarlamentar Mitrescu, a domnului senator, a domnului deputat. Vă mulțumim că faceți eforturi și susțineți activități pentru comunitatea românească din Belgia, o comunitate în continuă extindere. Sunt foarte, foarte mulți români în Belgia, sunt foarte mulți români în regiunea sub-capitală. Noi, ca ambasadă, întotdeauna suntem încântați să vedem că există un spirit al comunității românești care poate fi observabil și într-o zi ca aceasta. Vă mulțumesc și felicitări Artis încă o dată! Avem aici cele două județe invitate, județul Dâmbovița și Prahova, reprezentate de către domnul senator Adrian Ciuțuianu, de care o să rog să ne spună două cuvinte. Bună ziua, dragii mei! Mă bucur să vă văd și mă bucur că ne-am întâlnit aici la invitația lui Victor Negrescu. Am încercat împreună cu colegii de la Consiliul Județean Dâmbovița să vă aducem un pic un strop de România aici la Bruxelles. Și vă rog să veniți la standul nostru, veți găsi și cozonaci, veți găsi și tască, veți găsi și un CD al Filarmonicii Muntenia din Târgoviște, veți găsi și o ie românească, veți găsi și un pahar de țuică bună și veți găsi foarte multe lucruri frumoase din județul Dâmbovița, pe care vă invit să le vizitați atunci când reveniți acasă. Felicit și eu Artis pentru acest eveniment, îl felicit pe Victor Negrescu și vă asigur că voi reveni împreună cu colegii de la Consiliul Județean Dâmbovița și data viitoare când vă fi invitați. Să vă simțiți bine și la mulți ani tuturor celor care astăzi vă servați numele. În ultimul rând îl invit aici pe domnul Adrian Nicolae, deputat de județul Prahova. Mulțumesc mult! Mulțumesc organizatorilor pentru invitație și domnului Victor Negrescu pentru că ne-a adus bucurie oferindu-ne această posibilitate să ne promovăm județul. Felicitări tuturor celor care au evoluat astăzi pe scenă. Sperăm că v-am adus și noi de pe meleagurile Ivinei Loghini, de pe meleagurile Prahovei și de la Vănenii de Munte. V-am adus un pic de suflu de Românie și bineînțeles o țuică bună. Vă doresc la mulți ani tuturor celor care vă sărbătoriți astăzi. Sper ca această tradiție să continue în numeroase ediții.
Încă o dată felicitări și vă așteptăm și noi la standul Prahovei pentru a vă arăta câteva din cele mai bune lucruri pe care le are Prahova. La mulți ani tuturor și toate cele bune! Ascultă Radio Artis! You tell me what it's all about. Radio Artis. When the sun dies and the stars fade from view, our love will remain real and true to the distance. Radio Artis. Mai aproape de noi, mai aproape de România.